Ceaiul de urzică este preparat din plantele frunzei de urzică. Frunza de urzică are margini simțate și vârfurile lungi. Frunzele plantei prezintă peri înțepători sau neînțepători în funcție de specie. Pentru a face un ceai de urzică este nevoie să puneți la infuzat frunzele plantei uscate în apa fierbinte. Acest ceai este plin de vitamine și minerale, cum ar fi vitamina A, vitamina C, vitamina K. Ceaiul este de asemenea o sursă bogată de potasiu, fier și magneziu. Planta are proprietăți antibacteriene, antifungice, antiinflamatoare. În plus, este bogată în caroten și fier. Datorită proprietăților sale terapeutice, ceaiul de urzică poate avea următoarele beneficii pentru sănătate. Menține sub control nivelul zahărului din sânge și al tensiunii arteriale. Poate reduce tensiunea arterială și glicemia. Ajută la prevenirea multor boli cronice, precum diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare și a obezității. Atenuează durerea, întărește sistemul imunitar, are multe beneficii pentru rinichi, tractul urinar și prostată. Ceaiul de urzică calmează alergiile și iritațiile pielii și are și multe beneficii pentru oase.